E foarte important de cum îți setezi obiectivele, pentru că, uite, dacă te apuci de fotbal, ai un reper în cap. Mingea. Zici, da, nu, și te vezi, te visezi undeva pe la 20 da. Și ceva de ani, visezi că o să joci pe Bernabeu, da. Că o să câștigi o grămadă de bani, că o să ai de toate, la fel și în da. Tenis. E mult mai ușor să ajungi la un succes care să-ți aducă și stabilitate financiară și o viață extraordinară. În atletism e un pic mai greu. Adică eu la început am văzut-o de niște ca pe o joacă. Foarte solide. Am văzut-o ca pe joacă și îmi luam repere orice sportiv care îl vedeam în spatele sticlei. Uh-huh. Și efectiv pentru mine era vreau să ajung, vreau să ajung. Și eu când mă duceam la antrenament, efectiv toată energia mi-o adunam, da, eu vreau să ajung. Adică nu mă gândeam 100% că o să devin o mare atletă. O mintea mea era, ok, poate mai combin cu un pic de handbal, poate un pic de fotbal, dar ziua pentru mine în care este comic, când spun în care am decis da, să fac atletism serios, a fost în 2006-2007, când am mers într-un cantonament cu Lotu, în care antrenorul meu, în timp ce luam masa, pac, mi-a dat cu cuțitul peste deci și alege. Vrei să faci atletism sau vrei să faci alt sport? Că dacă faci atletism, aici trebuie să ai o siluetă slim. Și parcă de acolo m-a trezit, ok, vrei să faci tu ceva cu viața ta dacă ai calități și deja ești în lotul național sau vrei doar să fii, să trăiești pe aici, să vezi cum e viața. Ok, în acest moment a fost pentru mine parcă momentul în care, ok, cred că trebuie să, să devin mai serioasă, mai matură și practic din 2007 a început cariera mea sportivă în care n-a fost an în care să nu iau medalie la naționale, n-a fost an în care să nu particip la competițiile de obiectiv cum ar fi europene și mondiale și să nu mă clasez în top 8, fie că e campionat european, fie că e campionat mondial, ceea ce înseamnă, consider pentru mine, adică nu aș vrea să mă laud să-mi spun, dar să fii top 8 în lume, tot timpul, cred că acest bagaj al meu a fost format clar, treptat, dar cu multă, multă dorință, ambiție, încredere și pot spune că merită să încerce oricine să nu se uite stânga-dreapta că, ok, ăla are, ăla nu are, eu ce nu am, să creadă în interiorul lui că ceea lui e pus deoparte. Asta ține mult de felul în care reușești să te concentrezi, mai ales în zilele noastre când ai o grămadă de opțiuni. Parcă mai în anii 90, anii 2000, nu erau atât de multe opțiuni și copiii se duceau la sport. Da. Astăzi poți alege o grămadă de lucruri, inclusiv PlayStation, inclusiv da, eu am Netflix. Ales să, eu am ales să-mi văd oglinda mea. Oglinda mea în care ce pot face eu să devin cea mai bună, versiunea mea? Să nu trăiesc cu dezamăgiri în ceea ce pot să aibă cei din jurul meu. Doar să iau cei mai buni de la cei din jurul meu și eu să devin cea mai bună. Dar e clar că asta nu poți face decât dacă ai și modele pe lângă tine. După ce te-ai apucat de atletism, bineînțeles, ai început să pleci da. Prin toată țara și apoi și în afara țării. Vreau să întreb cum s-a împăcat asta cu pasiunea tatălui pentru Steaua, în momentul în care ai ajuns la București, nu știu, l-ai adus la vreun meci, da. Ați fost împreună? Da, da, desigur, chiar la Steaua, pe Arena Națională, când a fost la început inaugurarea și a început să se desfășoare meciuri. 2009-2010 da, atunci? Nici nu mai știu exact. Cred că cu o echipă din Cehia era, dacă nu mă înșel. Și am venit cu tata, a fost fascinat. Chiar european, cred că am și o poză cu el și de atunci o păstrez și sper să-mi fac timp să mai fac astfel de activități. A fost prima dată când tatăl tău a mers la meci la Steaua? Sau mai nu, 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 am mai fost în apropiere lângă Sișoara, la Târgu Mureș, la Media, așa am mai fost împreună, doar că pe un asemenea stadion a fost pentru prima dată și gândiți-vă, mama și tata nu au fost cu mine la competiții de alergare ca să vadă unde chiar am avut și în România campionat Balcanii unde am reprezentat România și din cauza emoțiilor n-au putut să vină alături de mine. Te-au susținut tot timpul da. După ce ai luat-o pe drumul ăsta n-au da. Încercat să-ți spună nu. Că e prea riscant nu. Că poate nu.
Nu, doar că sunt foarte emoționat și de multe ori le este greu să mă vadă și la televizor. N-ai avut situații în astea când ai ieșit la alergat pe stradă în Sighișoara, să spunem, când erai mai mică și oamenii se uită ciudat la tine? Tot și acum. Da? Ce mamă acum cu tine? De ce? Da, și acum, adică nu numai în Sighișoara, peste tot unde, adică aș prefera ca oamenii să se documenteze mai mult. Dacă îl vezi la televizor sau dacă îl vezi lângă tine, e tot același om care trebuie să-l respecti, că ar trebui să te pui tu în postura lui și să-i acorzi un minim de, nu știu cum să zic, de pătrățelul lui. Da, este mai ales vara când nu pot să ies cu geacă pe mine, ies într-o ținută mai spor, busieră și pantaloni scurți. Nu pentru orice ochi este menit să vadă ok, este pentru a-și face job-ul, deoarece asta este ținuta, da, exact. Și hai să-mi văd eu de drumul meu. Sau dacă totuși vreau să mă fac văzut, să eventual să încurajez. Cam asta e mentalitatea din afară când văd alergătorii. Da. 2018, anul în care ai avut accidentarea despre care ai pomenit, a fost un moment în care te-ai gândit că o să renunți de tot? Da. Deci atunci, efectiv, am zis că e gata. Deci am avut zile în care nu mi-am văzut sensul. Nu mi-am văzut sensul pentru că prin ceea eu fac din suflet tot ceea ce fac. Simt că trăiesc prin ceea ce fac. Și, efectiv, în câteva clipe mi-am văzut că nu mi-am văzut, de fapt, nu mi-am mai văzut sensul. Am zis, Doamne, mă gândeam prima dată, stai, eu mai pot să merg? Deoarece piciorul meu era în gips. Am zis, nu mai pot să merg. Ruptură de tendon ahilian. În 2018, da. Și dacă se rupe tendonul ahilian, efectiv eram la antrenament și am căzut pe burtă. Aoleu, antrenorul a crezut că efectiv pot am făcut eu vreo. Am vrut să fac ceva mișto sau nu mai aveam chef de antrenament sau așa m-am cedat. Și, dar nu, efectiv mi s-a rupt tendonul și după aceea a urmat zile, luni în care... Dar culmea că după recuperare n-ai venit să zici hai să o las mai moale, nu. Să am alerg avut... să-mi fie mai ușor, te-ai dus unde e mai greu. Da, nu? Am avut parte de un model care cu siguranță de multe ori îl pomenesc pentru că e modelul care mă ghidează de câțiva ani, îi și în prezent și cu siguranță o să-mi fie și în viitor. Este vorba de domnul doctor Roșan care coordonează multe loturi din România, e alături de sportivi și tot în acel an, în 2018, când m-am operat, eram la dânsul în casă și da, la el am făcut recuperarea, la el am stat 3 luni de zile, deși doctorul care m-a operat zicea, după 6 luni o să alergi. Nu, la doctor când am venit îmi spunea, tu gândește deja cum o să câștigi la anul competiții, tu gândește deja cum o să alergi. Și eram la dânsul în casă și ne-am uitat la un documentar despre Atlantic, dânsul a traversat Atlanticul alături de alte 3 persoane și mama, când mi-a arătat că ok, era o barcă, e ca un nimeni în mijlocul Atlanticului, ok, așa mi-am pus eu, ca să conturez frumos, așa mi-am pus eu imaginea. Poate sunt un nimeni acum pentru multe persoane care nu înțeleg ceea ce fac, dar într-o zi o să vreau să fiu eu oceanul cu ceea ce fac.